Partidul Socialiștilor solicită în regim de urgență intentarea unui dosar penal primarului general de Chișinău, Dorin Chertoacă, pe marginea unei cauze ieșite absolut din comun. Este vorba despre dispoziția sa personală de mandatarea unei persoane de a diminua cota de participare a Consiliului Municipal Chișinău în administrarea deci, întreprinderii Termocom deja după fuziune de la 33,5% până la 5,14%. Deci este o chestiune absolut ieșită din comun, repet. Este vorba despre corupție la nivel înalt, este vorba despre abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu fără precedent. Nu cred că mai găsiți un asemenea lucru. Mai mult decât atât, este decizia instanței de judecată prin care se solicită suspendarea acestei minimizări de cotă de la 33 la 5% și credem că organele abilitate, procuratura, CNA, trebuie în regim de urgență să se preocupe de acest caz. Este vorba despre mulți ani de pușcărie. Eu pot să vă dau să filmați copia acestor documente și decizia instanței de judecată înregistrată de către noi. Deci, socialiștii au solicitat expunerea și iată este răspunsul. Deci, din câte știți, pe data de 18 a fost adoptată o decizie de a minimiza cota de participare în baza unei decizii de fuziune a acestor întreprinderi de la 70 la 33,5. Noi, socialiștii, am fost împotrivă, pentru că considerăm că este delapidare și este, de fapt, o instrumentare de spălare, pe de o parte de bani, pe de altă parte de delapidarea statului de activele importante. Dar și acel pachet de blocaj de la 33,5 a fost redus la 5,14 în data de 31.01.2014. În baza unui mandat emis pentru o cetățeancă, Angela Efremov, de către Dorin Chertoacă. A fost prezentată această decizie a instanței de judecată și această ședință nu mai a avut loc. Dar vă zic, este o cauză de urmărire penală și de pușcărie pe mulți ani înainte.